Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din serialul de GTA, San Andreas Multiplayer aici pe purple.bugget.ru, primul episod pe purple. După cum știți de la ultimul videoclip, am zis că o să fac un videoclip de genul și pe purple în care o să vă explic ce planuri am pe serverul ăsta și toate cele, dar înainte, dacă vă place videoclipul, nu uitați să dați un like. Hai să strângem 200 de like-uri. Uh, cei care sunteți noi puteți să vă abonați și să apăsați pe clopoțel Vreau să vă mulțumesc pentru 5600 de abonați Am făcut să pe live-ul de la deschiderea Mă rog, de la deschiderea L-am făcut la ora 9, l-am început, l-am ținut până la 10 Am avut undeva la 50 sau 60 de abonați Doamne ajută, totul pare să fie bine Am făcut undeva la 400 de like-uri pe live-ul ăla Record pentru mine pe live-uri Și, na, e ora 2 În prima noapte de server Sunt 1000 de jucători E ora 2 jumate și încă sunt 1000 cam ciudat. Uite mă păstă, au aruncat avionul. La pizza e teroare, pe autostradă e teroare. Uh, bun. Hai să începem așa cu începutul cum a fost la deschidere, pentru că probabil mulți a stat la conect la și n-ați prins lucrurile palpitante de pe server. Păi, dacă până acum când s-a deschis orange-ul și yellow au fost probleme la ore, căci nu aveau jucători prea multe ore, pe purple a fost o problemă că nu se salva orele și așa se face că eu din 6 pediuri, adică din 6 ore jucate, am doar aproape 2. Mă apropii de level 3 imediat, deci ca să vă dați seama, eu de la deschidere am stat non-stop pe Samp. Și cred că mai urmează să stau până la 3 fix, până fac level 3, că vreau să-mi iau o bicicletă, să fie bicicleta mea aia tank. Și, na. Deci mai un pic și fac level 3, au fost probleme cu orele jucate, s-au tot, dat, dat starturi și tot au rămas jucătorii online. Și acum sunt 1000 și stai la Conec la ora jumate dimineața, și Blue a fost 1000 din 1000 și Purple a fost 1000 din 1000 și alte server de sound din România au fost full SMS 69949, filmez Și na Hai să vă spun care o să fie planurile mele pe serverul ăsta pentru că probabil de asta ați intrat pe server Cu mulți am vorbit deja pe frecvență, frecvența 1.37 făcută de mine și de Stringer Pentru jucătorii de pe Purple, știu că e parcă cea mai populat frecvență de pe Blue eu inițial voiam să, gen eu, de fapt, voiam să fac altă frecvență, să fie alt număr, ca să nu fie tot aia de pe blu, că apar mai mulți oi ăștia de pe blu care se înjură pe aici cu mafile lor. Că mă așteptam la asta, dar na, el a vrut să fac o 1.37, erau pe urile lui, fă frate ce vrei. Deci frecvența lui UTT7 îi aparține lui Stringer și mie, gen amândurora, că amândoi ne-am gândit la asta și lua de marcă și a de marcă să gândi la asta. Am vorbit ieri seara să ne facem o frecvență, el a vrut să fac Stringer a vrut să o facă pe asta, mă rog, în fine. După cum vedeți, pe ăsta de e, e jale și la două noaptea, dar mă rog. La face băut transporter, care e super mișto job bun, în fine. Uh, pe server e altfel cu râpurile, după cum vedeți, îmi trebuie 160 de râpuri pentru level 2. Uh, dar bine, primesc câte un râpul pentru fiecare tură la track, uh, la pizza, la payday primești mai multe rupuri și, na, e mai, nu știu cum să zic, uh, e și două noaptea, de Abia mai gândesc Nu știu, e mai Mai așa uh, Sistemul ăsta de level Și Na, pe ul nu e individual E tot la oră fixă Până de DPD am la creș Era să nu mai intru Am intrat cu 6 conturi Gen 6 clienturi de SAMP Deschise ca să pot să intru pe server Am intrat, am luat pe și am dat loc Ca să intru cu mod pe costă să filmez Pentru cei care vă interesează de mod pe e Mod pe cu lui o PC Doar că editat de mine Gen modificat cu culoarea la bani Radarul e modificat Fistul e modificat Și cam atât <laughs> Că n-am modificat prea multe, l-am modificat, nu știu, mai cât să fie pe aspectul meu, cât să-mi placă mie, mă rog, în fine. Uh, încă ceva legat de server, pentru că tot deschiderea asta de server a fost puțin ciudată. Dacă dăm helpers, nu sunt helperi online și nici nu o să fie până nu se aleg, o să se leagă doar de pe purple care au un trecut pe blue, gen dacă n-ați avut funcție pe blue și aveți o ore pe purple, o să aveți șanse la helper aici, Cred că am zis bine. Cred. Deci, na, eu o să pot să aplic la helper -ă dacă chiar vreau, dar vă spun mai târziu care e chestia asta. Stai, bă, să trec. Uite-l pe ce se bagă. Dă-te, bă, să trec. Hai, mă, frate. Mă, hai, mă, frate. Tu am ajută dat -o să dată să la o parte, pot să trec și eu. Ce nu are pe face și dat report, dar n-are rost. Bă, dar aș putea să fac reclamație pentru un oră și, și au Warn. Hmm, sau nu, de, de mă Mă rog, în fine. Uh, bun. Deci, ce planuri am eu pe Purple? Păi, în primul rând vreau să fac un level cât mai mare. Nu mai z beneficii de YouTuber, că mi-aș fi făcut clan. Nu știu dacă o să donez, pentru că pe baget pot să donez doar cu... Doar cu PaySafe, eu nu prea folosesc PayPal mai deloc, gen doar PayPal și card și asta e o problemă, nu prea am cum să donez, dacă nu-ți beneficii, n-am cum să-mi fac clan Vreau să fac un clan al abonaților și tot de acolo de la beneficii, parcă primeam și con premium și iPhone și era totul bine, așa că nu pot, nu am PaySafe și o să fie o problemă mai mare, dar fac eu cumva să fie bine și o să fac un clan, vreau să cresc în level, vreau să fac cât mai multe ori jucate și Probabil că o să intru în poliție sau în ceva mafie în Hitman, nu cred că o să am șanse, pentru că e bugged și mă aștept la chestia asta să nu am șanse în Hitman. Așa că probabil o să intru pe Eclipse din Hitman și aici în poliție sau în mafie, nu știu, o să văd. Încă nu m-am gândit la ce, în ce facțiune să intru. Păi mă dată o să se aleagă lideri și toate chestiile astea, zic eu că mai bine aștept să văd cum evoluează și serverul. Până acum o evoluat destul de bine cu tot cu problemele alea de la deschidere, că da, orice server are probleme la deschidere, văd că se menține bine, adică la două jumate noapte să fie 1000 din 1000, ținând cont că du nu a avut promovare de la YouTuber sau alte chestii de genul și cu purple ăsta, deci eu zic că e super bine cum se menține până acum. Uh, na. Deci sper că v-am lămurit care e toată chestia asta, ce o să fac eu pe purple. Bă, ce dracu am... Bă, ce asta, mă? L am dat într-un motor și am luat viteză, zici că am fost la Formula 1, să mă arăt, băiatul meu. Dar nu mai pot să simte în vocea mea, cred că o buseală. Două jumate mâncați, nu numai văd, n-am mai jucat Samp așa de la deschiderea Jad, cred Că ăla parcă a fost ultimul server mare deschis la care am și fost la deschidere și am stat și mult timp Deci, ma, bunie totală, bă, nu mă așteptam ca eu să mai mă joc Samp, uh, SMS Filmez Ca eu să mai mă joc Samp atât de mult, da, văd că m-a prins vibe-ul de deschidere de server nou a fost nebunie, a fost nebunie și pe live și abonându în viața YouTube. <laughs> o, oh, vă saluta de mar bun. Uh, probabil că o să fac un live, dar nu știu când. Nu știu dacă o să fac înainte de videoclipul ăsta sau după videoclipul ăsta, oricum cei care au clopoțelul activat și vă recomand să activați clopoțelul dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când postez sau fac live, să l-aveți activat să primiți notificare dacă fac ceva. Uh, zic eu că o să fie totul bine și băieții o să știe dacă am făcut live înainte sau nu. Dacă nu, așteptați dacă l-am făcut, da, aia e sănătatea mai bine. Așa, ce voiam să vă zic pe serv, pe uh, joc, pe joc, pe videoclip, nu mai pot, să nebun, am luat ora asta. Vă recomand Pizza boy pentru că probabil o să primesc întrebări ce joc vă recomand la început. Vă recomand Pizza boy pentru că sutele foarte mici și primiți un râpă pentru fiecare pizza dusă. Și pe lângă asta, nu știu, E mai ok decât tracker faceți mai mulți bani, eu am deja 1.100.000 de Eu o să mai fac track pentru că vreau să fac bani, nu level neapărat e, nevoie de nivel 15 pentru infernul, deci nu mă grăbesc Vreau să fac bani, să am să-mi iau un bike la, mă rog, bike, cu un mountain bike aici la deschidere Și vreau să mă pun să fac tare materiale și alte chestii de genul ăsta Că or să fie nevoie când se aleg liderii, mai ales la mafii O să vreau băieții materiale și o să le vând nebuni, o să fac niște afaceri aici, o să fiu mare o oh, moneymaker mi se spune în timpul liber. Mă rog. Uh, bun. Altceva, ce ar mai fi? Mai nimic. Pe server, de când mă joc, de când s-a deschis, de fapt, m-am jucat în continuu. Ca niciodată, cum am mai spus, niciodată n-am mai jucat să așa, nici, ba, cred că la deschidere deja, dar am mai jucat să așa. Și, na, m au m-a fentat Ionel, adică Shadow de niște ore, dar nu contează asta. Se văd că merge bine acum, nici n-am avut lac când s-a deschis, asta odată unde simt că am luat la prima conectare, după aia s-a dat un restart și de atunci mi-a mers perfect. erau oamenii la mine pe live, nu le mergea serverul, mie mergea serverul. Uh, na. Deci 1000 de jucători, ora două jumate noaptea. Ce să zic? Doamne ajută. Serverul merge bine. Ne vedem, cred că voi vedeți episodul ăsta pe 5, probabil pe 6 la un nou videoclip, nu știu dacă pe mun sau aici, vedem. Na, eu am fost Schelo, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să-mi dați un follow pe Instagram, să intrați pe serverul meu de Discord, aveți link în descriere de la tot, tot, tot. Și, na Eu am fost Kelo Salut